Salutare, oameni buni, eu sunt Viorel și astăzi vom merge să facem curățenie. Să facem puțină curățenie în John Deere. Asta este John Deere-ul. Ieri am dat o pornire, dar am uitat, din păcate, telefonul acasă și n-am mai făcut niciun vlog din cauza că am uitat telefonul acasă. Ca mizerie în el. Je suis la même, je comprends pas les femmes. Ce pilote est sans, trois barrages. Je suis du gang, sans elle veut ça, ça tue.
Ca murdar, dacă am fost cu el la Arad, s-a făcut de praf. Facem și o prezentare a tractorului, dacă tot am venit de aici. Și să începem. Aici este butoiul de motorină, aici de ablu. Asta este plugul cu 5 cormane. De obicei avem plug cu 7 braze după el, dar este rupt. Așa. Să-i dăm o rotire așa frumos. Trebuie să-l spălăm și pe exterior. Așa. Acum să vă arăt, să vă zic despre. Ăsta este inversorul. Înainte, aici este înainte și aici este înapoi. Aici farele. Poziții. Aici este de la ștergător. Aici semnalizarea. Flash-uri. E tare că la asta mergi, dai flash-uri așa, ca la mașină. Ce să vă mai zic? Aici este manșa. Acum este pe neutru. De obicei, uitați, A-ul aici, B-ul, C-ul, D-ul și E-ul numai aici. Aici este ambreiaj. De exemplu, dacă nu vrei să-l calci pe ăsta, îl calci pe ăsta de aici. Și aici este schimb vitezele. De exemplu, ești în A-ul și aici schimbi. A întâia, a doua, a treia. Bun. Aici acuplăm priza. De aici se saltă plugul. De aici se reglează. Aici e tot așa, la fel de schimbare viteze. Adică a întâia, a doua, înapoi. Aici se întoarce plugul și aici o reglez din astea, umblu la semonat, de exemplu. Dacă am